Centenar Ion Finteșteanu. Pe 18 martie 1899 se năștea Ion Finteșteanu, cel care avea să devină mai târziu unul dintre acei oameni de teatru rari. Mare pedagog de teatru, regizor remarcabil, actor înzestrat cu o deosebită fantezie, cu un umor aparte, Ion Finteșteanu a dovedit tuturor că își merită titlul de maestru al teatrului românesc. A învățat de la fiecare dintre mari oameni de teatru cu care a avut privilegiul să lucreze. De la Lucia Sturza Bulandra a luat bunul gust, de la Notara noblețea vorbirii și a mișcării, de la Nicolae Soreanu a deprins interpretarea realistă, iar de la Demetriade arta rostirii versului. De la Paul Gusti a înțeles ce înseamnă credința, analiza și măsura. Și de la toți am luat puterea de muncă, disciplina și seriozitatea, mărturisea Ion Finteșteanu, cel care avea să afirme mai târziu, după 50 de ani de teatru, ce minunată meserie, meseria de actor, singura în care nu poți fi tu însuți decât în măsura și cu condiția de a fi mereu altul. Din fiecare rol, cât de mic, Ion Finteșteanu a realizat o mare creație. A izbutit sute de roluri, personaje variate, redate cu un adevăr cum numai actorii de seama lui îl pot înfățișa. Astăzi, când se împlinesc 100 de ani de la nașterea sa, vă propun să ascultăm emisiunea Profil Teatral Ion Finteșteanu și apoi unul dintre spectacolele radiofonice în care a strălucit acest deosebit actor. Hagi Tudose de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, în regia artistică a lui Ion Șahighian. Piesă înregistrată în 1951, în care Ion Finteșteanu a interpretat rolul Matache Profirel. Teatrul Național Radiofonic prezintă Profil teatral Ion Finteșteanu. Prezintă Florian Nicolau. În seara zilei de sâmbătă 25 noiembrie 1967, Teatrul Național din București reprezenta celebra comedia lui Molière Tartuffe. Nu era însă o reprezentație obișnuită. Prima scenă a țării îl sărbătorea cu acest prilej pentru 50 de ani de teatru pe unul dintre fruntașii săi, pe artistul poporului Ion Finteșteanu, regizorul spectacolului și interpretul rolului titular. Ce ginga și dantelă, pânjenise sut, nu zău că timpul nostru întrastă-i neîntrecut în artă peste toate epocile străluce. E drept, dar să ne întoarcem la ceea ce mă aduce. Bărbatul meu, se zice, cuvântul și-a schimbat și vrea să vă dea fata. Pot ști, e adevărat? Mi-a spus o vorbă întreacăt, dar, doamnă, pe credință. Nu după ea însetează întreaga mea ființă, aiurea e ispita, surâsul neîntrecut de care toată viața așa târna pierdut. Știu, nu iubiți nimica din cele pământești. N-am inimă de piatră, cum crezi, o nu, greșești. Credeam că doar spre ceruri înălțați oftări fierbinți, iar jos aci nimica nu v-ar trezi dorinți. Iubirea ce ne leagă de frumusețe eterne și spre iubirea celor lumești un drum neașterne. Nu-i vină când prin simțuri tu stai salinț uimit de săvârșiri de forme ce Domnul a plăsmuit. Încât un lut vrea cerul minun de vesă-n bine și aici chiar văd oglinda splendorii lui de pline.
ți-a revărsat pe față atâta har divin, că în ochi ne pune soare și în inimă senin, și nu te văd vreodată podoaba a zidirii, să nu mă închin prin tine la urzitorul firii, și de o iubire aprinsă să nu fiu ispitit spre chipul în care dânsul mai drag s-a zugrăvit. Cât m-am luptat de ochii turburători să fug, ca sufletul să mântui de o sândă și de rug. Dar clipa asta îmi spune, făptură prea curată, că râvna mea nu poate să fie vinovată. Mărturisesc din parte mi-o îndrăsneală mare, când inima-mi vet jertfă, vontind ca spre altare. Dar de la bunătatea ce aveți aștept cuvânt, și nu de la vreun merit al umbrei care sunt. Vă pun în mâini nădejdea și veșnica mea pace. În rai sau iad o viață puteți acum preface, și pot să fiu de-a pururi prin vorba ce-mi șoptiți, ferice te vă place, pierdut dacă voriți. E o declarare în formă și prea curtenitoare, dar totuși orice a zice e cam surprinzătoare. Se cuvenea, îmi pare, ca să înfrânați mai mult simțiri de felul celor ce mi-a fost dat să ascult, de un preasfânt, un pusnic, cum lumea vă socoate. Oricât aș fi de pusnic, sunt om întâi de toate. Și când sub ochi vezi astfel de încântări cerești, lași inima ta prinsă și nu mai cumpănești. Te miră că sub spinii iubirii și eu sânger? Ce vrei? La urma urmei nici eu nu sunt un înger. Oh. Dacă zvârli o sânda pe taina mea, atunci pe farmecele tale mai drept e să o arunci. Luceai de-o strălucire mai mult ca omenească, ce ajunse încet întregul meu gând să-l stăpânească. Cerești ochi cu o dulce putere de nespus, mi-au frânt împotrivirea și le-am căzut supus. Au biruit în mine și post și rugăciune, și mi-a bătură ruga spre chipul tău. De mii de ori ți-am spus-o din ochi și din suspin, și-mi smulge acum și vorba ce n-ai ghicit de plin, că uite, de te-ndupleci să-mi vrednicești un semn de milă înduioșată pe robul tău nedemn. Și dacă mângâioasă și bună, uneori ai vrea până la nimicul ce sunt să te cobori, ți-aș închina atâta cu cernic adorare, cum ni spre cer vreodată n-am înălțat mai mare. Cinstea dumitale cu mine nu-i în joc. Ai sclavul cel mai tainic, nu te îndoiești deloc. Bărbații de la curte ce scot femei din minte o fac cu zgomot mare, au surle în cuvinte, izbânzile sunându-și limbuți și ușurei. Le faci o dărnicie și mâine ți-o spun trei. Dar inși de felul nostru, vezi, ard cu foc ascuns, sub haina lor secretul păstrat e nepătruns. Chiar bunul nostru nume ne ține și ne leagă, dând sfântă garanție ființii ce-i dragă. Și doar la noi de plin cred gust visul ideal, plăcere fără teamă, amor fără scandal. În 1917, foarte tânăr la Iași, în acele grele împrejurări ale primului război mondial, Ion Finteșteanu încă nu absolvise conservatorul de artă dramatică. Dar fiindcă vrea cu orice chip să facă teatru, el s-a angajat la operă. Acestui debut al carierei sale îi datorează Ion Finteșteanu, în afara însușirilor pe care le are un mare actor și altele pe care rare ori le au slujitorii unui teatru de dramă. Deprinderea textelor muzicale, a dansului, a gimnasticii, a scrimei, posibilitatea căror cultivare teatrul contemporan o cere și actorilor de dramă. Am început teatrul
cântând, ca angajat al Operii Române la Iași. Am avut și am rămas cu deprinderi muzicale. Profesoară mi-a fost Lucia Sturza Bulandra, dar nu pot să afirm că tot ce știam în primii ani de teatru învățasem numai de la ea. De altfel nici nu e recomandabil ca un învățăcel să fie tributarul unei singure personalități artistice. Dacă am luat de la ea bunul gust, de la notara am deprins noblețea vorbirii și a mișcării. De la Nicolae Soreanu, interpretarea realistă, preluată de el de la Matei Milo. Am învățat de la Demetriade arta rostirii versului, de la Paul Gusti, credința, analiza și măsura. Iar de la toți, puterea de muncă, devotamentul, disciplina și dăruirea totală. Cu aceste atribute esențiale, am bătut la poarta de aur a biruințelor actoricești. În 1921, în vremea primului directorat al lui Victor Eftimiu, a fost angajat la Teatrul Național, în slujba căruia se află și astăzi. Cu prilejul amintitei aniversări, primul său director a scris despre începătorul de atunci și maestrul de astăzi, atât de admirat de noi toți, următoare. Unul din marea noastră generație de actori, Ion Finteșteanu, poate privi cu mândrie în urmă-i. Zeci și sute de creații teatrale asemănat pe drumul parcurs până azi. Personajii variate, redate lumii cu o viață fremătătoare, cu un adevăr cum numai actorii de seama lui îl pot înfățișa. Un mare actor realist a fost și este într-adevăr Ion Finteșteanu. În seara zilei de 1 decembrie 1971, după 4 ani de la acea reprezentație festivă cu Tartiuf, Teatrul Național îi oferea lui Ion Finteșteanu o a doua aniversare. 50 de ani de activitate neîntreruptă pe propria sa scenă. S-a jucat atunci Tache Ianche și Cadâr de Victor Ion Popa, în care marele actor apărea nu întâmplător, în aceeași dublă calitate, regizor al piesei și interpret al lui Ianche. Eminentul sărbătorit al Naționalului și al întregii noastre mișcări teatrale și-a definit atunci el însuși profesia de credință artistică cu aceste cuvinte. Și ce minunată meserie, meseria de actor. Singura în care nu poți fi tu însuți decât în măsura și cu condiția de a fi mereu altul. Îmi iubesc nespus personajul pe care îl interpretez și cred că și el pe mine. Am intrat în scenă doar braț la braț cu prietenul Ianche, veteran ca și mine, peste câteva luni împlinește și el 40 de ani de carieră. Suntem prieteni de o viață. Eroul lui Victor Ion Popa m-a învățat ce înseamnă a fi om, om de omenie. Iar eu, de-a lungul anilor, m-am străduit să fiu un actor al adevărului, al poeziei, al omeniei. Întâlnirea mea cu personajul celebrei comedii e semnificativă. Ea nu înseamnă doar o cifră stearpă de statistică a numărului de spectacole pe care le-am jucat în 50 de ani la Teatrul Național. Ea înseamnă totul. Crezul meu artistic. Și totuși această cifră ar putea fi și ea foarte semnificativă. Ion Finteșteanu a jucat teatru cu o excepțională tenacitate și o înălțătoare pasiune. N-a refuzat niciodată niciun rol cât de mic. Mulți, foarte mulți au fost anii în care a apărut seară de seară sau aproape seară de seară pe scenă. În stagiunea 1929-1930, de pildă, a interpretat numai puțin de 24 de personaje, performanță pentru care Comitetul Teatrului Național l-a răsplătit cu un premiu de activitate care nu s-a mai dat de atunci. Această neobișnuită vitalitate, pe care maestrul și-o păstrează și astăzi, pe noua scenă a Naționalului, care îi va mai oferi încă prilejul multor succese, se împletește însă și cu o foarte rară capacitate de a face din fiecare rol, cât de mic, o adevărată mare creație. Acest autentic miracol
nu poate fi desigur explicabil întru tot. O deslușire, firește parțială, a dat-o chiar Ion Finteșteanu. Adevărul e că am fost totdeauna aspru cu mine însumi. Și foarte rar am fost de acord cu ceea ce am jucat. Aproape de fiecare dată aveam sentimentul că n-am realizat mare lucru și că totul este încă de făcut. În masivul artelor, arta teatrală reprezintă un vârf însemnat, ademenitor, dar plin de alunecușuri, greu accesibil, mai ales pentru actorii grăbiți care o iau pe scurtătură. Eu unul am respectat traseul cu marcajul făcut de înainte mergătorii miei dascări și, precum vedeți, nu m-am rătăcit. În anul 1951, într-o înregistrare radiofonică a capodoperei dramaturgiei universale Intrigă și iubire de Schiller, maestrul Ion Finteșteanu avea să confirme încă o dată strălucitul său mod de a interpreta cele mai dificile personaje. Iată-l în rolul lui Vurm, având tot drept parteneră pe Marieta Deculescu. Bună seara, domnișoară. Dumneata ești, domnule Vurm. Te dă încăietat. Nu mai vine. Îl cauți pe președinte? Pe dumneata te caut. Atunci mă mir că nu te-ai dus în piața publică. De ce tocmai acolo? Ca să mă vezi la stâlpul infamiei. Domnișoară Miller, mă bănuiți pe nedrept. Eu fiu trimis de tatăl dumneavoastră. De tata? Unde e tata? Închis. Închis? În orleu cui? Al prințului. Al prințului? Da. Care vrea să dea o pedeapsă exemplară pentru ofensa adusă maestății sale în persoana reprezentantului său, președintele de Consiliu. Doamne Dumnezeule, asta mai lipsea. Și Ferdinand? Are de ales ori Lady Milford, ori desmoștenire și blestem. Ce nenorocire! Tata acuzat de lez majestate și iubitul meu desmoștenit. Pentru ca ticoloșia să fie perfectă, mai lipsește încă ceva. Unde e mama? Închisă și ea. Acum infamia e într-adevăr de plină. Altă noutate mai aveți să-mi dați, domnule Vurm? Acum pot să aud orice. Aveți o tristă meserie, domnule Vurm. Aveți o meserie care e cu neputință să vă facă fericit. Să nenorocești oameni îngrozitor. Dar să le și anunți această nenorocire e înspăimântător. N-aș vrea să fiu în locul dumneavoastră. Ce are să se întâmple? Nu știu. Spuneați adineaur că prințul vrea să dea o pedapsă exemplară. Asta se numește exemplară. Nu mă întreba nimic. Ascultă, omule, ți-ai făcut școala la un mare călău. Ce bine te pricepi să răsucești pumnalul în rană. Ce soartă l-așteaptă pe tata? Spune-mi ca să primezi dintr-o dată toată încărcătura ucigașii. Un proces de les majestate care poate să aducă moarte. Bine, îți mulțumesc. Am să mă duc la prinț. La prinț? Aha. Știu de ce râzi. Crezi că sunt atât de naivă încât să-mi închipui că am să găsesc acolo îndurare? Nu. Vreau să-i spun numai eu. Să audă de la mine ce este suferința. Vă sfătuiesc și eu să vă duceți. Și vă asigur că prințul o să fie binevoitor. Dacă mă sfătuiești dumneata, înseamnă că mă așteaptă acolo ceva îngrozitor. De unde știi că prințul o să fie binevoitor? Pare să fie, dar nu pe gratis. Ce preț poate să ceară pentru un simplu gest de omenie? E, frumoasă cum ești, reprezinți o valoare destul de mare. Dumnezeule! Și pentru a salva un tată, vreau să sper că n-ai să găsești acest tarif prea scump. Văd. Ați ridicat baricade împotriva adevărului. Tată! Fiica ta poate să moară pentru tine, dar să se prostitueze nu niciodată. Bine, domnișoară, mă duc să-i dau răspunsul dumneavoastră. Stai! Stai! Ce te grăbești? Ce sprinten ești când e vorba să scoți oamenii din minți. Vorbești. Spun ceva, învață-mă ce trebuie să fac. Există numai o singură cale. Care?
și tatăl dumitale o dorești. Tată? În ce fel de cale? Ușoară. Nu cunosc alta mai grea decât dezonoarea. Iată, puteți face ca maiorul să nu vă mai iubească. Să le liberați de dragostea lui, dacă vreți. Cum pot să o fac? Cum pot să-l silesc eu să mă urască? Vom încerca. Omule, ce ai de gând? Ia loc și scrie. Iată pana, hârtie și cerneală. Ce trebuie să scriu? Cui să scriu? Călăului tatălui dumitale. Nobile domn, 3 zile insuportabile au și trecut de când nu ne-am văzut. Către cine e adresată scrisoarea? Ți-am spus. Către călăul tatălui dumitale. Scrie mai departe. Vina e a maiorului. Așa. A maiorului, care mă păzește toată ziua cu ochi de argus. Asta e o ticălușie cum nu s-a mai pomenit. Către cine este adresată scrisoarea? Iar ți-am spus. Către călăul tatălui dumitale. Nu. Faceți ce vreți, asta nu. Asta n-am să scriu niciodată. Cum vrei, domnișoare, totul depinde numai de dumneata. Numai de mine. Cum numai de mine? Barbarule, spânzură nevinovate asupra iadului. Îi cer zăblesteme pe Dumnezeu și pe urmă îl întreb dacă este voința lui. E îngrozitor. Dar fi. Acum totul mi-e indiferent. Dictează mai departe. Nu mă mai gândesc la nimic. Atunci scrie mai departe. Ieri a fost președintele la noi acasă. Mai mare caragioslicul să-l vezi pe bietul maior luptând pentru onoarea mea. Admirabil! Pe urmă? Continuați. Mi-am găsit scăparea într-un leșin ca să nu izbucnesc în râs. Dar în curând masca îmi va cădea. Mâine e de serviciu. Pândește-l când pleacă. Când pleacă de la mine și vino la locul convenit. A scris convenit? Am scris tot. La locul convenit, unde vei găsi pe drăgăstoasa dumitale, Luize. Ați scris, Luize? Am scris. Acum nu mai lipsește decât adresa. Domnului mareșal al curții, von Kalb. O lume cât atât de străin de mine, ca și rândurile astea. Poftim, luați scrisoare. Ceea ce vă pun acum în mâinile dumneavoastră este numele meu nepătat. Ferdinand, întreaga bucurie a vieții mele. Am rămas o cerșitoare. O, nu dispera, dragă domnișoară. Eu aș putea să trec totuși peste anumite lucruri. Mi-e milă de dumneavoastră. Mai bine oprește-te! Nu continua. Ești pe cale să-ți dorești ceva îngrozitor. Totuși, dacă mâna asta drăgălașă ar vrea... Dar sunt gruma în noaptea nunții și m-aș lăsa cu voluptate torturată pe roată. Sper că am terminat, domnule vorbă. Încă o formalitate, domnișoară. Să mergi cu mine să jur pe Sfânta Evanghelie că ai să recunosc scrisoarea asta ca a dumitale și că ai scris-o de bunăvoie. În amintirile ei de teatru, Lucia Sturza-Bulandra, încercând să-și explice covârșitoarea personalitate a fostului elev, se întreba: pot eu să pretind că l-aș fi format pe Ion Finteșteanu? Așa cum observa Mircea Ștefănescu, din ale cărui personaje Ion Finteșteanu, cu nobila lui dragoste pentru dramaturgia românească,
i-a dat viață acelui memorabil Matei Milo din Căruța cu Paiațe, adevărul acestei întrebări este esențial pentru a înțelege strălucita sa carieră artistică. De-a lungul ei, Ion Finteșteanu a învățat desigur multe din confruntările cu regizori ca Paul Gusti, Constantin Notara, Ion Shahidian. Fostul ucenic al lui Notara, Demetriade Soreanu, și-ai grad maestri, le-a preluat secretele minunatei lor arte, dar cel mai mare merit al său a fost că a știut în toată această laborioasă activitate să dea creațiilor sale o inegalabilă prospețime a originalității, rămânând totdeauna el însuși, dar exprimând în același timp cu strictețe fondul tipologic al personajelor pe care le întruchipa. Această trăsătură a fost subliniată de critica dramatică încă de la începutul carierii sale. Rampant, numărul din 24 decembrie 1927, scria despre creația sa din Omul de zăpadă, de Adi Hărți. Vom releva în primul rând pe Ion Finteșteanu, care trece prin creația făcută în rândul artiștilor de primul ordin ai Teatrului Național. Subliniem fantezia lui comică, umorul lui special, masca pe care o utilizează. E ceva nou care a surprins și a câștigat publicul. Cicerone Todorescu releva, în 1932, faptul că Ion Finteșteanu este unul din puține actori de la noi care știu că jocul pe scenă trebuie să fie o participare de ansamblu a întregului trup. Mâinile, picioarele, fața cu fiecare mușchi. Obținând între toate aceste elemente o colaborare unitară și reciproc sprijinitoare, posedând și o rară intuiție a dozării efectelor, domnul Finteșteanu a dat cele mai echilibrate creații actoricești din ultimul timp pe scena națională. Odată cu Like Cheese al lui Shaw, cu Arpagon al lui Molière, cu Clownul lui Sherk Rogers, pseudonim de rezonanță engleză al unui mare actor austriac, presa anilor 1935-1938 îl situează printre mari actori ai României. Iată ce scria criticul Nicolae Carandino la puțină vreme după premiera piesei Clownul. Pe umerii domnului Finteșteanu s-a înălțat triumful clownului. Marele actor s-a întrecut. Creația lui Charlie se înscrie la activul teatrului românesc pe linia clasică în care domnul Finteșteanu a încercuit un dinamic temperament, precum și prin efortul de depășire a genului. Domnul Finteșteanu era și până la Clownul unul dintre cei mai înzestrați artiști pe care i-aveam. Odată cu Charlie însă s-a urcat sus, sub cupola unde marile pericole, marile emoții și marile izbânzi opresc bătaia inimilor. Extrema varietate a mijloacelor sale, a posibilităților de întruchipare mai ales, nu poate reda decât diversitatea rolurilor pe care le-a jucat. Era firesc de pildă ca în rolurile molierești să fie un interpret ideal, așa cum a fost în Arpagon din Avarul. Ia spune-mi, Cleant, lăsă la o parte faptul că ea va deveni mama ta vitregă. Cum ți se pare această persoană? Cum mi se pare? Da. Înfățișarea, ținuta, frumusețea, inteligența ei. Așa, așa, așa. Și mai cum? Vorbind sincer, nu o găsesc așa cum mi-am închipuit-o. E prea cochetă, destul de stângace. Frumusețe mediocră și inteligență din cele mai comune. Să nu crezi că aș vrea să te dezamăgesc, căci dacă trebuie să am o mamă vitregă, mi-e tot una dacă este asta sau alta. E parcă spunea adineauri că... Da, i-am făcut câteva complimente în numele dumitale, dar numai pentru a-ți face plăcere. Va să zic că tu nu ai nicio slăbiciune pentru ea. Eu? Nici de cum. Îmi pare foarte rău, pentru că asta îmi strică o socoteală care îmi trecuse prin minte. Văzându-o mai de aproape, m-am gândit la vârsta mea. Mi-am zis că s-ar putea să ajung de râsul lumii însurându-mă cu o persoană atât de tânără. Așa că mă hotărâsem să renunț. Dar fiindcă am cerut-o și fiindcă mă leagă cuvântul dat, ți-aș fi cedat-o ție, dacă nu mărturiseai că ți-e nesuferită. Mie? Ție.
În căsătorie? În căsătorie. Ascultă-mă, tată, e adevărat că nu prea e pe gustul meu, dar pentru a-ți face plăcere, mă voi hotărâi dacă vrei să mă însor cu ea. Eu sunt mai cu judecată decât îți închipui. Nu vreau să te silesc. Dă-mi voie, tate. Fac efortul ăsta numai din dragoste. Nu, o căsătorie fără dragoste nu poate fi fericită. Dragostea, tată, e un lucru care poate veni după aceea. Se spune că iubirea e adesea un fruct al căsătoriei. Nu e așa. Bărbatul nu trebuie să se culce pe urechea asta, fiindcă n-am poftă pe urmă să trag ponoasele nechipzuinții tale. Da, dar eu... Dacă ai fi avut ceva simpatie pentru ea, ar mai fi mers. Te-aș fi însurat cu ea în locul meu. Dar fiindcă n-ai, rămân la hotărârea mea din tâi și o iau tot eu. Ei bine, tată, dacă e așa, trebuie să-mi deschid inima și să-ți destăinui taina noastră. Adevărul, eu o iubesc din prima clipă când am văzut-o plimbându-se pe stradă. M-am hotărât să cer consimțământul de a mă căsători cu ea. I-ai spus că o iubești și că ai avea de gând să te însori cu ea? Fără îndoială. Am dat a înțelege chiar și mamei ei aceasta. Și ea a fost de acord cu intențiile tale? Cu foarte multă amabilitate. Dar fata răspunde dragostii tale. Judecând după aparență, sunt convins, tată, că are afecțiune pentru mine. Îmi pare foarte bine că am aflat această taină. E tocmai ceea ce doream și eu. Știi ce, băiatule? Da. Să-ți iasă din cap dragostea asta. Cum? Să încetezi de a mai da târcoale persoanei pe care am ales-o pentru mine. Să te însori imediat cu aceea pe care ți-am hotărât-o eu. Așadar, m-ai înșelat, tată. Ei bine, fiindcă lucrurile au ajuns aici, îți declar că nici nu mă gândesc să o părăsesc pe Marian, că voi lupta prin toate mijloacele ce-mi vor sta în putință pentru a o cuceri și că dacă dumneata e de partea dumitale consimțământul mamei, eu voi avea poate alți aliați care vor lupta pentru mine. Cum spun, juratule, ai îndrăzneala să-mi faci concurență? Dumneata-mi faci mie concurență, căci eu am cunoscut-o întâi. Nu sunt eu tatăl tău și nu-mi datorez respect. În astfel de situații, copiii nu sunt obligați să se supune părinților lor. Dragostea nu cunoaște astfel de respect. Am să te fac eu să-l cunoști cu câteva bastoane. Toate amenințările dumitale sunt zadarnice. Vrei renunța la Marian? Niciodată! Îți interzic să mai apar vreodată în fața ochilor miei. Foarte bine! Te gonesc! Gonește-mă! Nu mai ești fiul meu! Atât mai te bine! Te desmoșteresc! Fă ce vrei! Și-ți dau blestemul meu! N-am ce face cu el. A interpretat cu strălucire teatrului Goldoni, Shakespeare, Tolstoi, Caragiale. În rolul lui Farfurii din O scrisoare pierdută, în memorabilul spectacol al Naționalului realizat de Sica Alexandrescu și la Teatrul Radiofonic, Finteșteanu și-a desfășurat acea minunată artă miniaturală a compoziției, în care amănuntele de viață, nuanțele cele mai fine ale stărilor sufletești, au creat un personaj de neuitat. Aveți cuvântul, stimabile, dați înainte. Când zicem dar 64, zicem plebicist. Când zicem plebicist, zicem 64. Știm! Oricine dintre noi știe ce este 64. Să vedem ce este plebicist. Plebicistul! Aici nu-i vorba de plebicist. Da, și voi! Mi se pare că atunci când zicem 64, să nu căutați a încerca măcar să mă combateți. Voi dovedi cu date istorice că toate popoarele își au un 64 al lor. Dați-mi voi, nu-i vorba de 64. Dați-mi voi, domnule președinte. Stimabile onorabile, face stăcere, avem chestiune arzătoare. Cum, domnule președinte? De unde par unde 64 chestii arzătoare la ordinea zi? Dacă nu mă înșel, îmi pare că suntem în anul de grație 1883. Ce are-a face? Chemați pe onorabilul orator la chestiune. Stimabile, să lăsăm plebicistul dacă mă iubești. Să trecem la chestiune. Domnule președinte, ați fi nevoit a-mi acorda cuvântul. Eu cred că ați trebuit... Domnule președinte! Vă rog,
dacă mă iubești, bă, hatârul, să lăsăm dracului plebicistul să trecem la chestiune. Dorința adunării și ajungem dar la chestiune reviziunii Constituțiunii și legii electorale. Acum aveți puțin fi gărătare. Scurt, stimabile, scurt, dacă mă iubești. Dorința adunării. Vă rog, dați-mi voie. Știți care este opinia mea în privința revizuirii? Nu! Să vedem! Să vedem opinia lui domn Farfurini. Opinia este aceasta. E vorba de revizuire, da? Da! Atunci, iată ce zic eu. Și pe una cu mine trebuie să se zic asemenea toți aceia care nu vor să cază la extremitate. Adică, vreau să zic, da, ca să fie moderați. Adică, nu exagerațiuni într-o chestiune politică și care, la care atârnă viitorul, prezentul și trecutul țării, să fie ori prea prea, ori foarte foarte. Încât vine acea ocazia să întrebăm pentru ce? Da? Pentru ce? Dacă Europa să fie cu ochii țintiți asupra noastră, dacă mă pot pronunța astfel, care lovește societatea. Adică, fiindcă, din cauza scuduirilor și idei subversive, și mă înțelegi mai în sfârșit, pentru care, în orice ocazie solemne, a dat probe de tact. Eu zic într-o privință poporul, națiunea, România, țara, în sfârșit cu bun simț, pentru că Europa cu un moment mai înainte să fie să recunoască, la care putem zice de pandă. Precum dați-mi voi, precum la 21, dați-mi voi la Pașot, la 34, la 54, la 64, la 74, asemenea și la 84 și la 94 și etc. întrucât ne privește, pentru că să dăm exemplu chiasurilor noastre de ținte latine însă! Dați-mi voi, termin îndată, mai am două vorbe de zis. Iată dar opinia mea. Din două una, dați-mi voi. Or să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica, or să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici pe acolo, și anume punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși, am zis! Ascultându-l acum, în rolul lui Grigore Dragomirescu, din Citadela sfărâmată de Horia Lovinescu, nu vă veți spune oare și dumneavoastră ceea ce Tudor Vianu, cu marea lui artă de a defini estetic o creație, spunea? Finteșteanu relevă pe scenă nu numai un caracter, ci și un destin. El este expresiv nu numai prin manifestare, dar și prin oprirea manifestării. Ce sunt turletele astea? Făceam revoluție, tată. N-ai simțul măsurii, băiete. Ia dumneata, Irina, ai face bine să-ți amintești că aici e o casă serioasă, respectabilă. Da. Casa avocatului Grigore Dragomirescu. Și de altfel, situația dumitale de orfană și de rudă îndepărtată îți creează anumite obligații de modestie. Bine, tată, dar Irina... Știi că nu-mi place să fiu întrerupt. De altfel, trebuie să-ți vorbesc. Dumneata, vrei să ne lași o clipă? Da, am plecat. Da. Tinere, azi o zi mare pentru tine. Ți-ai luat bacalaureatul primul cu 99. E meritul tău. Deși puteai să-l iei cu 9. În sfârșit. Viitorul te așteaptă, ca să zic așa, cu brațele deschise. Deci acum te felicit și spun, băiete, nu te culca pe lauri. Înainte! Ai norocul că te-ai născut într-o familie onorabilă. Da. Deci de fi ajutat în viață dacă meriți și de sora mea, mătușa ta, Adela,
care e o femeie unică. La 40 de ani conducea 5 magazine. Eu, Grigore Dragomirescu, îți transmit un singur bun. Exemplu și principiile mele. Dumnezeu și tronul. Respectul pentru cei mari. Etc. 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 Ca să folosesc o imagine îndrăzneață, ești un ogor bine semănat. Acum îți voi spune doar atât. Rodește, tinere! Rodește! Ai spus ceva? Da. Vino mai aproape. Așa. Apleacă fruntea. Fi demn de un Dragomirescu. Da. Te las să reflectezi la cuvintele mele. Dar talentul lui Ion Finteșteanu a creat și roluri total diferite ca acela al regizorului din marele spectacol al lui Ion Sava, Orașul nostru de Wilder. În Curentul literar din 20 octombrie 1940, creația sa era definită astfel. Apariție sigură, cu mersul unei măreții de destin în rolul regizorului, cu o coloratură psihică neobișnuit de bogată, cu gesturi elocvente, când e poet care evocă romanțios Luna, când impresionant, tragic, ori compunând mimic fără intervenția fardului în fața spectatorului, o mască doar cu ajutorul unor ochelari, schimbând dicțiunea, schimbând mersul, cadrul, substituindu-se complet rolului, descriind alt personaj și niciodată pe Finteșteanu. Cunoaște viața și realitățile ei, tragice, mediocre, grotești, obișnuite, pictează textul. Tăcerea care mocnește, tăcerea care ascultă, ori care cântă. Mișcările interioare, exploziile, reținerile sunt elementele acestui actor. La Finteșteanu continuă armonia între lăuntric și exterior, lecție de adevărat teatru. Probabil că ați observat că despre arta lui Ion Finteșteanu s-au rostit și se pot rosti sau scrie afirmații aparent contradictorii uneori. Iată un exemplu. Finteșteanu a știut să fie totdeauna el însuși, așa cum afirma Mircea Stefănescu, sau descriind alt personaj și niciodată pe Finteșteanu. Nu e deloc, stimați ascultători, o eroare a comentatorilor, creațiilor acestui mare actor. Faptul se datorește complexității acestor creații, profunzimilor și mai ales varietății de manifestare a artei adevărate. Chiar maestrul spune despre el însuși, așa cum ați auzit, n-am fost unul dintre actorii grăbiți. Critica de teatru și publicul spectator s-a grăbit însă să infirme aceste afirmații, ați văzut și dumneavoastră, că încă din 1927 marile lui creații l-au situat printre aleșii scene. Am avut prilejul fericit să-l văd pe maestrul Ion Finteșteanu din 1945 și până astăzi, nu numai ca actor, dar și să asist la repetițiile sale în calitate de director de scenă. Ca regizor, Ion Finteșteanu întrunește calități foarte rar întâlnite la o aceeași personalitate artistică. Strălucit pedagog de teatru, animator al unui colectiv, profunzime în concepție și o mare precizie în știința punerii în scenă. Spectacolele sale, fără excepție, au înregistrat, ca și creațiile lui actoricești, mari succese de prestigiu și de public. Ca actor, a jucat de atâtea ori același personaj în sute de reprezentații, iar ca regizor, spectacolele lui au înregistrat succese incontestate. Așa a fost cu Nunta lui Krecinski de Suhovo-Kobulin, Institutorii lui Otto Ernst, așa a fost cu Tartuf de Molière din repertoriu universal, sau, din dramaturgia românească, cu Tache, Ianche și Cadâr de Victor Ion Popa și Moartea ultimului Golan de Virgil Stoienescu, care se joacă și astăzi, în a cincea stagiune de la premieră, pe scena națională. Iată, spre exemplificare și edificare de plină, scena finală a actului întâi din Institutorii, spectacol radiofonic interpretat și regizat de Ion Finteșteanu. Domnule Flaxman, ia loc. Mi s-a cerut un raport despre dumneata.
Ca să-ți dovedesc că sunt sincer și binevoitor, îți voi comunica verbal toate obiecțiunile pe care le-am de făcut. N-ați fi mai sincer și mai binevoitor dacă m-ați lăsat să citesc raportul întreg? Rapoartele sunt secrete. În ce privește obiecțiunile dumneavoastră, aveți datoria să mi le comunicați. Rămâne la aprecierea mea în ce măsură îmi voi îndeplini această datorie. Datoria și-o face omul pe deplin, domnule Flaxman. Îmi pare bine că ai ajuns să o recunoști. N-am ajuns să o recunosc, am fost întotdeauna convins de asta. Dar să revenim la chestiune. Mai întâi să vorbim de purtarea dumitare în afară de școală. Am notat toate abaterile dumitale. Uh-huh. Da. Alaltăieri noapte te-ai întors cu câțiva prieteni pe la orele 3, te-ai aruncat apoi îmbrăcat cum erai în lacul de la moară, unde ai notat mai multă vreme. Da, a fost minunat. Pe urmă te-a notat un gardian pentru că baia în lac e oprită. Da, așa e. Îți atrag atenția că procedând astfel vei pierde respectul părinților, respect de care e nevoie pentru a-ți îndeplini funcția cu succes. Un institutor, mai cu seamă un institutor, trebuie să fie prudent. Dacă nu știe să înnoate, firește. Nu e vorba de notat aici. Și în general. Ai mai asistat și la o întâlnire publică unde s-a discutat problema locuințelor. Da, așa e. Ca institutor mă interesează locuințele școlare. Indiferent. Nu? Indiferent. Ca institutor trebuie să stai departe de viața publică. Așa îți păstrezi stima concetățenilor și ești mai în siguranță. Domnule Flaxman, eu pun mai mare preț pe dreptul meu decât pe siguranța mea. Se înțelege dacă vrei să suporți consecințele. Le voi suporta. În ce privește purtarea dumitale în serviciu, din păcate, sunt multe de reproșat. Aha. Ai dus copiii în curte într-o zi călduroasă. Le-ai dat voie să scoată haina și dumneata personal ai predat în jiletcă. Știți că pestaloții proceda la fel? Pestaloții putea să facă ce poftea. Dumneata nu poți face ce vrei. Să-ți amintesc regulamentul școlar. Privește. Paragraful 63 zice: institutorul trebuie să se supuie autorității superioare. Institutorul să nu fie slugă, spune Rousseau. Altfel face din copil o a doua slugă. Rousseau pentru mine nu există. În școala mea nu contează decât ceea ce spun eu. Școala nu trebuie să facă slugi, ci supuși. Tu ești școlar ei. Aha. Ai mai povestit în clasa a treia Odiseea. Da, pentru conținutul ei plin de poezie. Domnule Fleming, poezia este un lucru secundar. Poezia nu e îngăduită în școală decât atât cât este prevăzută de comisiune. Atât. Printre reformele pe care vrei să le introduci în școală este și arta. Ai acoperit pereții clasei dumitale cu tablouri, cultivi flori în clasă, ba mai mult. Ai adunat seara copiii, le-ai citit din Goethe și din Schiller și le-ai făcut muzică. A prins în asta curiozitatea copiilor și abați de la îndrednicirile lor. Îți interzic! S-o mai faci. Domnule Flaxman, din prima zi de când am venit în școala dumitale, nu m-ai putut suferi. Asta este reciproc. Nici eu nu te pot suferi. Domnule, să vorbim deschis. Noi suntem două firi opuse, care nu pot sta alături. Dumneata ai rămas la vechea metodă. Eu vreau să încerc una nouă. Este îngrozitor că în învățământul nostru nu există niciun avânt, nicio îndrăzneală, nicio furtună, niciun imbol. Dumneata, vrei să calci pe urmele a sute de mii de predecesori? Eu caut căi noi. Domnule Fleming, școala nu are nevoie de căile noi ale dumitale. Nu ne cere decât împlinirea fidelă a îndatoririlor, mai cu seamă a celor mărunte. Domnule Fleming. Domnule Flaxman, așa gândesc retrograzi, nu noi. Trebuie să încerc alt mijloc ca să mă pot înțelege. Pentru dumneata, învățământul este o meserie. Da. Pentru mine, o artă. Domnule Flaxman, nici cu un milion de regulamente nu te poți ridica la valoarea operei creatoare a unui institutor. Când stau în fața celor 50 de elevi ai mei, se înalță spre mine 50 de suflete și 50 de realizări îmi stau înainte. Când acele 50 de inimi se îndreaptă spre mine, atunci sunt puse în mișcare 51 de cuptoare în al căror foc se făurește viitorul, nu trecutul.
N-ai avut niciodată o privire, un cuvânt pentru opera mea și roadele ei. De 4 ani mă lupt pentru aer în această atmosferă de moarte spirituală. De 4 ani, dumneata, mă înșurubesc ca pe o roată moartă în mecanismul mort al școlii de vitale. Eu sunt un spirit liber, creator și creez ceea ce vreau și ceea ce trebuie. Va trebui totuși să te obișnuiești ca pe viitor să-ți fie supravegheată munca mai de aproape ca până acum. De acum înainte, ai să-mi prezinți în fiecare zi lucrările elevilor pentru control. Mai departe, îți vei prepara lecțiile în scris și mi le vei aduce mie să le cercetez. Apoi îmi vei raporta în scris rezultatul fiecărei lecțiuni. Sper că în felul acesta voi face din dumneata cu timpul un institutor de folos. Sper să faci din mine un institutor de folos. Dar dumneata ești institutor, domnule. Așa credeam. Dumneata, institutor. Dumneata ești un cârpaci educator, ba chiar un cârpaci păcătos care nu are decât un singur capăt. Domnule Fleming, știi de sigur că vei fi nevoit să răspunzi de această insultă înaintea Consiliului de Disciplină. Mie ai să-mi dai socoteală până atunci de o altă ispravă. Ordonasem ca elevul Dörrman, care se purtase rău cu domnul Dirks, să fie pedepsit. Dar totuși n-a executat acest ordin. Peter Dörrman fusese învinovățit de către domnul Dirks pe nedrept, fără motiv, și a încercat să-l bată. Băiatul s-a apărat și găsesc că a avut dreptate. Nu interesează! Un elev trebuie să fie supus în orice împrejurare. Ăsta este sistemul dumitare. Știu, tot ce are caracter și individualitate să fie sugrumat. Eu nu iau drumul ăsta. Dacă înghit eu o nedreptate făcută mie, mă privește pe mine. Elevilor mei să le iau apărarea. Elevul o să fie pedepsit atunci de altcineva. Nu cred, domnule Flaxman. Când acela care îndrăznește să-l lovească trebuie să dea mai întâi mine și ce mă privește, eu culc la pământ. Domnule Fleming! Pe flancul încă eu. Eu sunt stăpân aici. Te înșel, domnule Flaxman. Dintre noi doi, dumneata e superiorul. Stăpânul sunt eu. Am terminat cu dumneata. Despre interpretarea personajului Bucșan din ultima oră, a lui Mihail Sebastian, cronicarul ziarului Timpul din 28 ianuarie 1946 scrie: domnul Finteșteanu a dat relief figurii unui magnat al industriei, cizelându-l cu minuțiozitatea unui gravor de efigii, urmărindu-i fiecare gest de autoritate și de prestanță, fiecare vorbă rostită când cu insinuare, când cu dispreț. Am avut imaginea unei stanțe, care cu fiecare mișcare scotea o monedă de aur, atât era detaliul de bine lucrat și materialul de prețioasă calitate. Dumneata ești domnul Alexandru Andronic? Da, eu sunt. Cu cine am onoarea? Știi dumneata bine. Sunt Grigore Bucșan. Nu mi-aduc aminte. N-ai auzit niciodată de numele meu? Nu cred. În tot cazul, nu mi-aduc aminte. Aha, da. Frumoasă scrumieră. Ce scrie pe ea? Uzinile Bucșan. Și pe blocul pe care scrii, ce nume ai imprimat? Fabrica de hârtie Bucșan. Și aici? Oțelăriile Bucșan. Și dumneata nu mă cunoști. Nu e nimic în casa asta, în orașul ăsta tot, care să nu poarte imprimat numele meu. Așezul care te urci, betonul din care e clădită casa asta, ghetele pe care le porți, asfaltul pe care umbli, toate sunt Bucșan. Și dumneata nu mă cunoști. Domnule, vă cer scuze. Sunt sincer impresionat. Dar eu duc o viață retrasă, singuratică. Ascultă, domnule, să lăsăm glumele. Am venit să vorbesc cu dumneata răsficat. E felul meu obișnuit de a vorbi. Nu-mi plac intermediari și nici fraze. Spune cât vrei. Nu vă înțeleg. Câți bani vrei? Pentru ce? Ce să fac cu ei? Treaba dumitale. Eu te întreb cât și dacă îmi convine, plătesc. E vorba de o donație pentru institutul meu de istorie antică? Îmi place formula, nu pentru dumneata, pentru institut. Ingenios. Domnule Bucșan,
Nu vă pot spune cât sunt de emoționat. Ascultă, domnule, am citit articolul dumitale de azi dimineață. Și v-a interesat? E o chestiune atât de străină de preocupările dumneavoastră. Și nu-mi dai voie. E interzis. E interzis, de exemplu, să mă ocup de cereale. E interzis să mă ocup de ovăz. Dumneata numește asta un monopol al ovăzului. Ați reținut expresia. Închipuiește-ți, am reținut-o. Te poți felicita. Adevărat, e o expresie îndrăzneață, oarecum improprie, care ar avea nevoie de oarecare lămuriri suplimentare. Da, ai prefera să le lași pentru altă dată. Întocmai. Dacă va fi nevoie, voi reveni mai pe larg. Nu va fi nevoie. Îți spun eu că nu va fi nevoie. Mă tem să nu se creadă că e o eroare la mijloc, fiindcă ovăzul la care mă refer nu e cereala comună pe care o cunoaștem cu toții sub numele de ovăz. Să revenim la chestiune. Dar tocmai asta e chestiunea și e foarte delicată. Vedeți, eu presupun că trebuie să fie un fel de ovăz sălbatic. Dar certitudine nu există. După cum spuneam și azi după masă la radio. Ai vorbit la radio? Da, azi după masă. Despre ce? Despre chestiunea asta. Nenorocitule, domnule, de ce te amesteci în meserii pe care nu le cunoști? Dacă nu știi cum se face un șantaj, lasă pe alții. Vă rog. Ai publicat un articol, foarte bine. Am înțeles, am venit. Dar ce nevoie mai aveai de radio? Spune, răspunde, explică, vorbește. De ce taci? Nu știu ce să răspund, nu știu ce vrei. Canarie! Poate nu știți cine sunt. Poate căutați pe altcineva. Eu sunt profesor Andronic. Și eu sunt Grigore Bucșan. Vrei să te măsori cu mine? Domnule, vă repet că e la mijloc o confuzie. Sau o farsă. Sau poate că... Sau poate sunt nebun. N-am spus asta. Da, într-un fel sunt nebun că vin să stau de vorbă cu dumneata când aș putea să te nimicesc cu o singură lovitură. Dar nu vreau. Nu-mi plac scandalurile. Atunci termină cu jocul ăsta stupid și vorbește. De unde cunoști afacerea Protar? Afacerea Protar? Nu știu, nu înțeleg. Nu înțelegi, nu știi, dar publici. Ascultă. Vom arăta altă dată că de la Protar la Carun, faze insuficient studiate, ar merita să fie aduse la lumină. Cunoști fraza asta? Da. Cine a scris-o? Eu. Și nu știi ce e Protar? Nu e Protar, e Proftazia. Cum? E o greșeală de tipar. În loc de Proftazia a apărut Protaș, în loc de Kabul, Carun. Îți bagi joc de mine? Păi spun adevărul. Tot articolul e plin de greșeli. Am dat și o erată. Are să apară mâine. Unde? În deșteptare. Iar? Îmi întins o cursă. Cursă? Cum cursă? Ce fel de cursă? Nu vă spun că este eroare. În loc de Proftazia a apărut Protar și în loc de Kabul, Carun. Proftazie? Ce e Proftazie? Un oraș vechi din Asia Mică. Kabul? Un fluviu. Nu cred. De ce? Poftiți, priviți-le pe hartă. Și dumneata vrei să cred că nu e nicio aluzie în articolul ăsta? Ce fel de aluzie? Să fie posibil? Să fie oare posibil? Tinteșteanu este un animator al colectivului în care lucrează, nu numai atunci când pune în scenă, dar și atunci când e doar interpret. Mi-aduc aminte cu profundă admirație de modul în care știa să fie o pildă vie pentru echipa de actori care lucra la Enigma Otiliei atunci când dânsul șlefuia în repetiții unul din marile sale roluri. Costache, acest nou și paradoxal arpagon, descris cu atâta forță sugestivă de George Călinescu. Toți acei care asistam la repetiții în clipele în care maestrul își cizera rolul, am putut fi martorii norocoși ai autenticului proces de creație actoricească. Dar nu numai prin arta lui Ion Finteșteanu știe să fie un animator, ci și prin exemplara lui disciplină, prin puterea sa de muncă, printr-o inepuizabilă energie și printr-o mare dragoste pentru artă. Enorma lui experiență scenică și-a dăruit-o ca profesor de teatru atâtor generații de elevi, împărtășindu-le cunoașterile sale cu acea râvnă nobilă cu acel deosebit talent al pedagogului de mare autoritate. Iată de ce, la cele două sărbătoriri pe care i le-a dedicat Naționalul, împlinindu-și o categorică datorie, Ion Finteșteanu, interpret de neuitat al marelui repertoriu, animatorul de prestigiu, dascălul de teatru, a fost înconjurat de dragostea atâtor elevi, atâtor admiratori, a tuturor colegilor săi mai tineri sau de prețuirea caldă și sinceră a marilor săi colegi de generație, ca și de entuziasmul publicului spectator pentru care el a fost și va fi încă un adevărat idol.
Iar acum, la sfârșitul acestui portret radiofonic, pe care sunt sigur că dumneavoastră, admiratorii marelui artist, veți putea să-l întregiți cu propriile dumneavoastră gânduri și amintiri, îl rugăm pe maestrul Ion Finteșteanu să repete aici cele câteva cuvinte pe care le-a rostit la cea de-a doua sărbătorire a sa pe scena Teatrului Național. Nu știu dacă sunt emoționat sau mai mult speriat. Emoționat că am parcurs fără accident 50 de ani de viață artistică pe scena Naționalului. Speriat că pornesc în a doua jumătate a noii mele cariere. Niciodată nu m-am gândit până acum nici la anii de teatru pe care i-am consumat, nici la acei din viață pe care îi mai aveam la dispoziție. Nici acum, nici altă dată. Unui actor n-ar trebui să-i se ureze viață lungă, ci carieră neîntreruptă, fiindcă viața și cariera artistică sunt una și aceeași măsură de viață. Și acum când am intrat în următorii 50 de ani ai carierii mele, ce îmi pot dori decât să-mi completez cât mai mulți ani din centenar pe scena noului Teatru Național, dragii miei spectatori, unde vă dau întâlnire și în anul 2021, tot într-o seară, la aceleași ceasuri de taină. Ați ascultat Profilul teatral Ion Finteșteanu. A prezentat Florian Nicolau. Și-au dat concursul Costache Antoniu, Alexandru Giugaru, Marieta Deculescu, Carmen Stănescu, Geo Barton, Matei Gheorghiu, Damian Crâșmaru. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Titel Constantinescu.